Din cei 345 de elevi din Mioveni înscriși la a doua sesiune de bacalaureat, doar 42 au reușit să promoveze examenul. Nemulțumiți de rezultatele afișate, 90 de elevi au depus contestații, dar numai 5 au primit nota de trecere din partea comisiei. La sesiunea din toamnă, promovabilitatea elevilor la bacalaureat este de 12% pe centru. În acest centru, în liceul Iulia Zanfirescu, au susținut examenul și elevii ai liceului Iulia și de la liceul Mărăcineni și de la liceul grup școlar construcții de mașini. La sesiunea din toamnă din acest an, 5 elevi au fost eliminați, iar 249 de candidați au fost respinși.